În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Iubiți credincioși, iată-ne în fața unui mare praznic, în fața unei întreite sărbători, în fața unei zile deosebite pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o pentru a o trăi așa cum se cuvine. E drept că nu este recomandat să trăim fericirea prin comparație, dar vă spun un singur lucru. Uitați-vă în jur și vedeți troiene pe la vecinii noștri de la nord, de la sud, de la est, de la vest și veți vedea cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu și trebuie să mărturisim lucrul acesta. Nu ne-a omorât nici cu ploi astă vară și iată că acum zăpada parcă a fost dată la o parte și cred că nici copiilor nu le-ar face mare plăcere dacă și-ar ști părinții că îngheață la lopată dând zăpada dintr-o parte într-alta. Au început și copiii să înțeleagă că, de fapt, zăpada este o bucurie relativă. O bucurie de început până când îți îngheață mânuțele, după care începe calvarul. Ori se topește a doua zi și îți topește inclusiv strădania, adică moșul de zăpadă pe care l-ai făcut, ori începe o mocirlă din care să nu mai poți ieși cu cizmulițele. Vă să zic că în această relativitate ne mișcăm noi astăzi, dar trebuie să știm niște repere de care să ne agățăm. Noi astăzi ne agățăm de soarele care a răsărit. E drept că cei mai cârcotași vor spune este soare numai dacă te uiți la el din casă. Depinde unde te plasezi. Dacă te plasezi în mijlocul viforului, bineînțeles că nu o să mai vezi chiar așa de mult soarele, ci simți mai mult vântul. Dar spuneam că avem nevoie de repere. Repere pentru noi înseamnă zile pe care Dumnezeu le-a lăsat ca niște granițe, niște borne. Aceste zile sunt luminate de praznicele pe care le avem la îndemână, de praznicele de care ne bucurăm, dar în primul rând să știți că zilele acestea care ne despart anii între ei sunt zile deosebite prin faptul că ne aduc aminte de Dumnezeu care l-a creat. Și anume, ne aducem aminte de întrebarea lui Pilat, o întrebare retorică la care, datorită faptului că a și plecat după ce a adresat-o, înseamnă că nu-l interesa practic răspunsul, ci Pilat făcea parte din categoria de oameni care vor să pară interesanți punând întrebări, nu dând răspunsuri. Ce este adevărul? Același lucru putem să-l spunem și despre timp. Ce este timpul? Timpul este exact ceea ce îl lăsăm noi să fie, nu să pară, ci să fie. Dacă ne cramponăm că trecem de la un an la altul, greșim pentru că îl lăsăm pe timp într-o parte a baricadei și noi pe partea cealaltă luptându-ne cu el. Ne luptăm prin riduri, prin culoarea părului, prin multe neputințe și nu este corect. A te lupta cu un dușman înseamnă că tu ai creditat dușmanul acela. A nu te lupta cu el înseamnă că știi că Dumnezeu n-a făcut războiul, ci a făcut pacea. Dumnezeu n-a lăsat războiul, a lăsat pacea. Și pentru că începusem aseară să vă spun câte ceva din ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce omul crede că a făcut Dumnezeu, spuneam că Dumnezeu a făcut lumina, n-a făcut întunericul, Dumnezeu a făcut căldura, n-a făcut frigul, Dumnezeu a făcut dragostea, n-a făcut ura și iată că astăzi vă spun că Dumnezeu a făcut pacea, n-a făcut războiul. Războiul îl facem noi. Îl facem noi pentru că noi suntem cei care credităm pe dușman. Noi conferim muniție dușmanului. Pentru că dacă ne luăm la luptă cu timpul, noi ce facem? Nimic altceva decât să dăm acestui timp un credit mai mare decât i-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a dat timpului să fie aliatul nostru. A dat Dumnezeu timpul tocmai pentru a număra zilele. Și iată că astăzi este prima zi în care Dumnezeu a spus să fie lumină și a văzut Dumnezeu că lumina este bună. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi.
De aceea a lăsat Dumnezeu timpul. Să ne fie martor, nici de cum dușman, să ne fie martorul faptului că am trecut dintr-o etapă într-alta, să ne fie martor faptului că nu mai suntem la școală și am terminat școala, să ne fie martor că am ajuns în alte calități, să ne fie martor că mergem mai departe, să ne fie martor că după noi am lăsat pe cineva să ne continue ce am început noi, să ne fie martor așadar, nu dușman. Și iată că astăzi este prima zi a anului Mântuirii 2015. Un an încărcat cu multe speranțe, așa cum a fost încărcat și 2014 și ceilalți ani dinainte. Dar, spre deosebire de ceilalți ani de dinainte, 2015 are ceva deosebit. Nu a mai fost trăit. Nu putem vorbi la trecut despre el. De aceea, îl încărcăm cu tot ceea ce înseamnă viitor. Îl încărcăm, dacă suntem atenți și nu cumva luăm sacii de anul trecut și îi reportăm ca pe sold, dintr-o parte într-alta. Nu mai reportăm nimic. Timpul, să știți că are alte reguli contabile față de tot ceea ce știm noi despre economie. Timpul poate să înceapă mereu. Iată că astăzi a început o nouă zi, un nou an și putem să avem acest început cu noi. Dar să ne gândim de ce oare Dumnezeu a constatat că lumina este bună și a spus și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Noi suntem obișnuiți să spunem că ziua începe de dimineață, deși civil vorbind ziua începe la miezul nopții, ora 0, se încheie 23 cu 59 de minute și 59 de secunde și începe ora 0, adică ziua începe la locul ei. Trebuie să luăm aminte, a fost seară și a fost dimineață. Înseamnă că orice lucru pe care îl facem, trebuie mai întâi să-l gândim. Dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat zi și noapte, cu siguranță că ar fi printre noi oameni care nu s-au odihnit niciodată. Uneori și noi ne gândim că vara nu ne retragem așa spre odihnă la ora 9-10 cum o facem iarna, ci ne amânăm așa spre ora 12-1. Vă imaginați ce nebunie ar fi fost dacă n-am fi avut noaptea la dispoziție să ni se întrerupă un circuit, să înceapă altul? E bine, așa este și cu ziua. Întâi trebuie să plănuim. Înainte de toate, trebuie să știm unde trebuie să ajungem, pentru că mintea noastră trebuie să ajungă înaintea noastră acolo unde trebuie. Dacă nu am avea un plan foarte bine pus la punct, cu siguranță că n-am putea să ajungem. Acum, de curând, s-au închis niște drumuri, săptămâna chiar aceasta, și cine vroia să meargă dintr-o parte într-alta, avea în primul rând de împlinit ceva sau de speriat de ceva. Dacă cineva și-a pus în minte ca în ziua cutare să plece și n-a făcut-o, a pierdut. Pentru că acel plecat, acel plan de a pleca undeva, făcea parte deja din energia lui de a și ajunge. Și mulți dintre noi, dacă am vrut să ajungem undeva, întâi am ajuns cu mintea, adică ne-am imaginat că am ajuns acolo. Cât de grozavă este pregătirea unei excursii, câte planuri, câte gânduri, câte lucruri frumoase trăite, deși nepipăite, câte impresii deosebite de ceea ce vom trăi atunci. De ce să le dăm la o parte? Pentru că a zis cineva că o să fie o zăpadă sau nu o să fie? Mergem să ne împlinim visele. E adevărat că dacă m-ar auzi frații de la drumuri și poduri, a zis, părinte, Matai, ești inconștient și pui pe ăștia pe drumuri. Eu să știți că nu vă pun pe drumuri așa cu una, cu două. Pentru cei care au planuri făcute cu toate detaliile, să țină minte că Dumnezeu este cu ei
și vor ajunge acolo unde trebuie, în măsura în care planul a fost bine stabilit și în măsura în care bucuria deja ne-a transportat acolo. Nu mai avem decât să ajungem cu trupul. Vă mai aduceți aminte de cel care plecase spre o mănăstire sus de tot și pe la jumatea drumului s-a oprit, că era o ploaie, era o zluată, un vânt și niște fulgere și niște tunete de-l puteau să-l țintească și a văzut o colibă. Era un schit și călugărul de acolo a zis, bine frate, pe vremea asta. A ieșit, zice, nu, că stau numai puțin și plec. Unde să pleci, nebunule? Unde să pleci? Nu știu dacă i-a fi zis de vreun cod portocaliu sau cod roșu, de a zis clar, nu mai pleci de aici. Și a zis, nu, părinte, eu nu pot nici măcar să stau să-mi usuc hainele. Vreau să mă încălzesc câteva minute, pentru că sufletul meu deja a ajuns acolo unde trebuia să fiu. Și eu n-am decât de transportat trupul până acolo. Fraților, să știți că este o realitate. Cine își face un plan deosebit, îl are pe Dumnezeu aliat și timpul, nu numai timpul acesta de 24 de ore, ci timpul probabil, vremea este cu el în măsura în care el știe că trebuie să ajungă unde trebuie. Dacă însă ne facem planul șovăielnice și vom spune, vom merge dacă vom putea ajunge, de această șovăială să știți că nici măcar Marele Moise n-a scăpat atunci când a dat cu toroiagul în apă de frică ca nu cumva dacă nu iese apă de acolo să-l linșeze cei pe care îi scosese din robia egipteană, a spus vom da cu toiagul în piatra aceasta și poate Dumnezeu ne va da apă, deși el primise mesajul de la Dumnezeu foarte clar că îi va da apă. Așadar, șovăitori au fost înaintea noastră, să nu ne temem noi că vom ajunge vreodată credința lui Moise, care vorbea către față cu Dumnezeu și tot a avut șovăială. Va să zic că nici șovăiala nu este un păcat, dar trebuie ca planurile noastre să fie ținute. Dacă ne-am pus ceva în gând, nu trebuie să dăm înapoi. Să nu vă mai aduc aminte de Ana lui Manole, care n-a fost cu putință să o dea cineva la o parte, să nu mai ajungă armătură unei construcții de catedrală. Și a ajuns tocmai pentru că ea a spus, nu, eu îl iubesc pe omul acesta și trebuie să ajung. Iată ce înseamnă să iubești. Și de asta am spus că Dumnezeu a făcut iubirea, nu ura. Dumnezeu ne însuflețește. Dumnezeu este Cel care scoate din noi ce este mai bun. Din păcate însă noi, atunci când simțim frigul, considerăm că și frigul e făcut de Dumnezeu. Nu! Lipsa căldurii este frigul. După cum v-am spus și aseară, pe străzi lipsa luminii era întunericul și lipsa asfaltului erau gropile. Va să zic că trăim într-o lipsă, dar într-o lipsă pe care putem să o acoperim. De exemplu, dacă mâine dă Dumnezeu o zăpadă, avem cel mai gospodar edil din toate timpurile și toate locurile. Nici măcar de lumină nu mai avem nevoie, pentru că orice stea își trimite lumina pe zăpadă și zăpada aceea ne trimite lumina de la Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de stâlpi și de luminițe. Contează foarte mult cum vedem lucrurile. Dacă le vedem cu dragoste, nu judecăm pe nimeni. Dacă le vedem cu ură, le vedem din echipa cealaltă. Pentru că acolo găsim frigul, ura, războiul, întunericul. De aceea aș vrea ca anul acesta în care am pășit să fie un an al lui Dumnezeu. Și nu spun vorbe mari, spun vorbe adevărate. Și mă bucur tare mult că mi-aduc aminte, Dumnezeu să-L odihnească, pe Părintele Galeriu, care spunea, Tată, moartea este o realitate, dar nu este un adevăr. Și am rămas surprins și am rămas ca apostol să vă spun, de acum înainte, că într-adevăr așa am înțeles și eu după ani de zile, moartea este o realitate. Ne macină și ne dă lacrimi pe obraz dacă pleacă la Domnul un vecin de-al nostru, un cunoscut, dar dacă pleacă cineva din familie, cu atât mai mult. Și totuși, această realitate nu este un adevăr. Nu se încheie. Trebuie să mergem mai departe dacă vrem să știm ce este adevărul și să-i dăm răspuns lui Pilat. Păcat că Pilat nu mai așteaptă să-i dăm răspunsul. Înseamnă că răspunsul trebuie să-i dăm nouă. Și dacă ne răspundem la întrebarea ce este adevărul, răspundem că viața este adevărul la întrebarea ce este moartea.
Și atunci ne dăm seama că Dumnezeu, care a făcut dragostea, care a făcut iubirea, care a făcut lumina, care a făcut pacea, a făcut viața, n-a făcut moartea. De aceea trebuie să vedem că anul acesta poate să fie încărcat de noi cu ceea ce este de la Dumnezeu sau poate să fie descărcat de noi cu ceea ce nu este de la Dumnezeu. Și dacă nu suntem atenți, diavolul poate să ne fure bucuria. Spuneam aseară despre zâmbet, că Dumnezeu a făcut zâmbetul. Imaginați-vă o față a unui om care este trist și a spune, bun, dacă Dumnezeu a făcut tristețea, dacă îi luăm tristețea, să vedem dacă Dumnezeu a făcut lumina și luăm lumina, dăm de întuneric. Dacă Dumnezeu, să zice bine absurd, a făcut tristețea și luăm această tristețe, bineînțeles că nu va apărea zâmbetul, că zâmbetul e mai sus. Dacă a făcut tristețea, știți ce o să apară? Hidoșenia. Adică mai jos decât tristețea este hidoșenia. Înseamnă că Dumnezeu n-a făcut ceva care să meargă prin o poziție atât de jos. Dumnezeu, dacă a făcut zâmbetul, dacă luăm zâmbetul, poate să rămână tristețea din care se decadă celelalte. Că și întunericul, să știți că e de mai multe feluri. Este un întuneric zonal, să zicem așa, un întuneric de o stradă, două, trei, cum a fost aseară, că n-a fost peste tot întuneric, și întuneric beznă. Această situație, să știți că nu o putem trăi. De ce? Pentru că dacă deschidem o ușă sau o fereastră, întunericul acesta poate să fie învins de un singur licăr de luceafăr sau de stea care să spulbere întunericul. E adevărat că nu vom vedea detalii, dar vom vedea lipsa luminii complete, vom vedea că este întuneric. Să știți că diferența între o lumânare și soare este aceea că lumânarea poate să lumineze în interiorul unei chilii de rugăciune, chiar dacă este ușa închisă sau ferestrele sunt acoperite, pe când soarele nu mai poate pătrunde. Așadar, să nu credem că lumina își are un singur izvor. Lumina este și din noi și să știm cum să aducem creația lui Dumnezeu la noi. Și dacă avem câteva principii pentru anul acesta, așa cum am mai spus, să apreciem ceea ce a făcut Dumnezeu, nu ceea ce lipsește din creația lui Dumnezeu, atunci cu siguranță că vom avea un an fericit, un an bun, un an plin de lucruri frumoase și, așa cum am spus, un an care oricum are un avantaj extraordinar, nu a mai fost trăit și cu un om neticăloșit este exact cum mergem cu un an neticăloșit. Îl încărcăm cu tot ceea ce trebuie. Dacă ați auzit cumva de expresia românească lata de zestre, să știți că istoria acestei lăzi de zestre este următoarea. La început, orice om primește o ladă de zestre, care este goală. Nimeni nu are nimic în lada de zestre. Știți ce are în lada de zestre? Ceea ce pune el însuși. Dacă lada de zestre a unei căsnicii este încărcată cu lucruri puse de către alții, nu ține. Dacă nu ai pus în ea dragoste, nu o să găsești dragoste. Poate că o să găsești dragostea părintească îndesată de părinții tăi și de socrii mari și de socrii mici, o să găsești tot felul de lucruri pe care ți le-au îndesat alții, o găsești mașini, case, cine știe ce găsești, dar nu sunt ale tale, asta nu-i ladă de zestre, asta e moștenire, e altceva. Poate că urmează să te judeci cu unul și cu altul, dacă cine știe ce se deschide în urma acestei lăzi de zestre, adică de moștenire. Lada de zestre, va să zică, este lada cu care începem anul acesta. O ladă în care urmează să punem, dacă vrem să luăm mai târziu. Și să nu vă speriați că trebuie să punem undeva ca să luăm mai târziu. Imaginați-vă că punem în lada aceasta tinerețea pe care o avem la începutul anului și vom avea nevoie de ea pe la jumătate sau pe la sfârșitul anului. Este un lucru bun? Ei, da, să punem în ea timpul, ce bine este.
Și chiar așa și este, și este posibil. Dacă punem în lada de zestre a anului 2015 bucuria că până acum am acumulat și de acum înainte putem să folosim, să știți că timpul este aliatul nostru. Și atunci vă dați seama că Dumnezeu a făcut lumina, nu întunericul. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi.